terminat înainte de limită, Flav Iuniță a reușit să-l finalizeze în Marius Cantoneru, runda a doua. Un singur meci terminat la decizie până acum și mai avem 6 meciuri în această seară. Ne pregătim pentru o luptă la categoria 84 de kilograme. Mai devreme la această categorie l-am văzut pe Flav Iuniță câștigând fața lui Marius Cantoneru. A reușit acel triunghi cu brațele și l-a finalizat în runda a doua pe adversarul său de la Absoluto. Acum avem meciul lui Călin George cu Marinică Bejenaru. George Călin îl vedem acum intrând în cușcă. Are doar 20 de ani. Iată, foarte mulți sportivi sub 25 de ani în această gală. A fost practicant de rugby, practicant de kickboxing. Între timp s-a reprofilat. Este primul său meci de mixed martial arts. Seamănă un pic cu povestea lui Moroșanu. A trecut de la rugby la kickboxing. Să vedem cum se va descurca în cușcă, nu în ring. Și Moroșanu revine și el la sport.ro pe 26 martie în gala Local Combat din Puerto Rico, acolo unde se bate cu gigantul englez Daniel Sam. Un rugbyist cu succes în ring, așa cum spune și tu, Sorin. Să vedem ce rezervă viitorului George Călin la doar 20 de ani. Rugby-ul, aș putea spune că este un sport care îți dă foarte multe calități pentru luptele de mixed martial arts. În primul rând că ești obișnuit cu contactele dure cu adversarul. Un sport cu adevărat de contact, rugby-ul. Pe semne că Marinică Bejenaru, sportivul pe care l-a acum în imagine, va suferi câteva placaje din partea lui Călin în această seară. Marinică Vasilică Bejenaru este numele acestui luptător din Brașov. Sportiv de la Ares Dojo, Corona Fight Sports, antrenat de Dan Mătușea, Tudor Boga și Eugen Stanciu. 23 de ani, cu 3 ani mai în vârstă decât adversarul său, 83 de kilograme, un luptător înalt, 1,93 m, un palmares de 2 meciuri, 2 victorii, o finalizare și o decizie. Practicant de lupte libere, jiu-jitsu și kickboxing. Sună bine pe hârtie palmaresul lui Marinică Bejenaru și trecutul său în artele marțiale. Un sportiv tânăr. Visează și el, ca și ceilalți sportivi, să ajungă la Mondialul de MMA din Las Vegas. Am văzut mai devreme ce știe să facă un brașovean. Victoria inginerului proiectant Paul Budacu prin armbar în fața lui Mihai Constantin Ionescu. Ne pregătim așadar de acest meci la categoria 84 de kilograme. Scott Manhart este arbitrul în cușcă la acest meci. Rupel pe genunchi, este prima indicație tactică pe care o primește Marinică Vasilică Bejenaru. Iată ce tare începe această luptă. Nu s-au prins cu acel lovitor de braț cei doi. Avalanșă de pumni în cușcă. Călin prinde acum o ghilotină, însă foarte bine reușește să-l proiecteze acolo direct în control lateral Bejenaru. Spuneam despre acest control lateral, este aproape imposibil să fie finalizat prin ghilotină, așa cum avea priza prinsă Călin, însă acesta reușește să se ridice foarte bine. Bejenaru se duce iarăși la două picioare, încă o proiectare foarte bună pentru Bejenaru. Era acel luptător din Israel, David Goș, care reușea acele ghilotine din picioare.
în Fight Night. În garda adversarului Bejenaru. Controlează bine cu un overhook cu brațul stâng peste brațul adversarului Călin de pe spate. Îl împiedică pe sportivul aflat deasupra să lovească. Pentru a lovi în gardă trebuie să faci postură, să te ridici, iar Călin îl împiedică să facă acest lucru. Iată, se trage din gardă, încearcă să lovească de pe spate, se lovesc din... ce upkick, o lovitură de picior de jos în sus pentru Călin. Depășește acum bine garda, Bejenaru încearcă să prindă acolo un picior, se duce după un ibar, să vedem dacă vom vedea un ibar, este bine prins acel picior, trebuie să-și extindă șoldurile. A schimbat unghiul acum, iar și-a ajuns într-o poziție bună, însă pare că este ieșit genunchiul de acolo, da? Trebuie să tranziționeze Bejenaru, putea ataca un hook din nou, se duce pe un ibar și trage genunchiul dintre picioarele adversarului Călin. Trage în continuare acolo de picior. Dacă este ieșit genunchiul, este inutilă tentativa lui Bejenaru, pentru că presiunea se pune pe tibie și e greu de crezut că poate să-i rupă tibia în acea poziție, aproape imposibil. Și Călin nu pare deranjat de această situație. Da, l-am văzut pe cantonerul mai devreme, nederanjat de triunghiul cu brațele al adversarului și cele din urmă adversarul l-a ajustat. Da, este adevărat. Ar trebui să-i tragă mai mult piciorul în interior. Bejenaru trebuie să schimbe și puțin unghiul cu șoldurile. Opriți din acea poziție, cei doi ar fi putut să finalizeze Bejenaru. În fine, se termină runda pentru că sunt ultimele secunde. Avem timp să vedem câteva avioane, se încinge lupta, intervine și arbitru și îi oprește până la urmă pe cei doi. Am văzut cât de furtunos a început și cât de furtunos s-a terminat runda precedentă între acești doi sportivi, Călin George și Marinică Bejenaru. Acum iată o serie de croșee. Ce lovituri a încasat acolo Bejenaru, care din nou prinde un picior. Încearcă se întoarcă pentru un ibar, însă se răsucește peste picior. A dus bine acum pe acel ibar, are o poziție bună, însă trage într-un unghi destul de ciudat. Nu cred că acum mult mai bună poziția dacă bagă piciorul la sub braț, însă trebuie să jotească șoldurile peste genunchiul adversarului. Mult mai bună poziția acum. Se întoarcă șoldurile peste genunchi, așa cum spuneam. Se apără Călin acolo, de fapt nu prea face mare lucru. Încearcă acum să-i dea piciorul la o parte a adversarului. Încasează o lovitură Bejenaru. Trebuie să fie atent, a încasat câteva lovituri puternice în această rundă în picioare.
Stau și să lovesc din acea poziție, puțină comică situația. Se căpăcesc. Nu este deloc o poziție din care să își dea knockout, însă... A, s-a ridicat bine acum Bejinaru, trebuie să se ducă peste adversarul său. Deci acum în control lateral, într-un final. Foarte multă agitație în acest meci, atât în picioare cât și la sol. Trece în control deasupra, fără probleme, Bejinaru, însă Călin este cel care lovește. Acum și Bejinaru trimite lovituri. Și iată că sunt lovituri care se duc în plin acolo. Blochează câteva lovituri Călin, dar a și încasat. Iată, primește acea dreaptă. Nu lovește foarte puternic, însă, Bejenaru. Da, nu văd un knockout venind din această poziție. Ar putea însă să atace brațele și extinde brațele aproape de fiecare dată Călin pentru a apăra această poziție. Pentru a se apăra de lovituri, ar putea încerca un armbar, însă nu pare că vrea să încerce o finalizare din această poziție. Oricum, o rundă dominată total de către Bejenaru. Ultimele secunde. Da, și se duce după armbar, exact cum spuneam. Trage de braț, să vedem dacă se termină. Da, se termină runda înainte să bată adversarul. Incredibil. Ce final de rundă între cei doi. Începe o nouă rundă între Bejenaru și Călin, salvat de clopoțel cu adevărat Călin. În runda precedentă a reușit să prindă un armbar perfect acolo Bejenaru, însă a sunat gongul înainte ca adversarul său să bată. Parcă am revăzut într-un fel finalul rundei a treia dintre Anderson Silva și Michael Bisping din weekend, atunci când Silva aproape că l-a făcut knockout pe Michael Bisping la finalul rundei a treia, a sunat gongul și acesta a fost salvat de clopoțel și a reușit să câștige în cele din urmă Bisping. Să vedem dacă același lucru se va întâmpla între Călin și Bejenaru, însă sportivul în roșu, Bejenaru, reușește să domine și în această rundă, ajunge în control deasupra. Aceleași lovituri ca în prima repriză, fără foarte mare forță, însă sunt lovituri care vor ajuta să câștige acest meci, chiar și dacă va fi la decizie. Se ridică de acolo, poate să ia spatele, cad cei doi în cap. Nu dacă va reuși o ștrangulare acum, prinde Ronir Nechiciou și bate în cele din urmă Călin. O finalizare în runda a treia pentru marinică Bejenaru. Foarte bună evoluția acestuia la sol, puțin dezamăgit, cred. Putea să câștige și în runda precedentă pe final, însă iată că a reușit în cele din urmă o ștrangulare. Foarte epuizați, obosit, Călin. Da. La fel și pe Bejenaru, ambii luptători sunt extrem de epuizați.
la cum s-au bătut un uragan în cușcă, atât Călin cât și Bejnaru. Vedem aici reluarea. Extrem de activ și la sol și în picioare. Încearcă să se ridice Bejnaru, însă este tras înapoi la sol de către greutatea adversarului. Prinde această ștrangulare. Nici n-a apucat să strângă foarte tare Bejnaru. Nu era chiar unghiul perfect pentru această ștrangulare, însă dacă merge, merge. Și epuizat și fără soluții tehnice, Călin este învinsă prin ștrangulare. Marinică Bejnaru reușește să câștige o victorie foarte frumoasă pentru acesta. Foarte bune tranzițiile în lupta la sol. Am văzut foarte multe finalizări încercate. După o scurtă pauză, revenim cu un meci la categoria 93 de kg.